din nou de 1 decembrie, din nou într-o ceremonie atipică, dar fără nicio mai mică discuție, pentru că prezența noastră a creștinilor, am onoarea să fiu alături de eroii zilelor noastre. Sunt oameni care de-a lungul timpului, în ultimele 9 luni de zile, ne-au adus optimismul, ne-au redat speranța, ne-au redat încrederea și de foarte, foarte multe ori ne-au redat viața. Mi se pare absolut obligatoriu și cred că sunt în asentimentul dumneavoastră ca cei care anunță o bucată frumoasă din fiecare an și anume sărbătorile de iarnă, care încep prin aprinderea iluminatului ornamental să fie parte din ei. O să vă rog frumos să-i aplaudăm, o să vă rog frumos să-i respectăm pentru ceea ce reprezintă. Împreună cu colegii mei, așa cum din nou cred că sunt la sentimentul noastră, vom acorda diplome de recunoștință. Evident, sunt parte din cei care lucrează și au lucrat sau au avut grijă de noi în acești ani, în aceste luni, parte din noi noștri, atunci diplomele de recunoștință se vor acorda pentru instituție. Vă rog! Realizați că parte dintre ei n-au putut să vină și parte din instituții, pentru că și în momentul ăsta sunt în prima linie, așa cum ne-am obișnuit, de fapt oprotindu-ne și apunându-ne sănătate. Am deosebită plăcere și așa cum am stabilit cu toți, un om extraordinar de important în această perioadă, doamna doctor, șefa secției ATI a Spitalului Județean, care are foarte, foarte multe vieți salvate la timp, doamna doctor Napu, să vină să ne adreseze câteva cuvinte și va fi cea care, persoana care, eroina care, va da drumul iluminatului ornamental în Ploiești. Vă rog, doamne. Bună seara tuturor și, în primul rând, aș vrea să mulțumesc pentru onoarea care mi-a fost acordată de a aduce lumină și puțină bucurie în sufletul tuturor, deoarece cred că toți știți că terapia intensivă de foarte multe ori e asociată cu durere, cu suferință din partea celor care sunt bolnavi sau din partea familiilor lor. Vreau să vă asigur că noi, colectivul secției de terapie intensivă, am fost întotdeauna alături de toți pacienții noștri, alături de familiile lor, și vă promitem că vom fi în continuare încercând să facem absolut tot ce putem pentru a salva viața celor dragi noi. Mulțumesc încă o dată pentru sprijin și vă doresc tuturor sărbători fericite, liniștite și vă rog foarte mult să fiți în continuare alături de noi. Să încercăm să respectăm absolut tot ce ni se recomandă, pentru că numai așa și numai împreună vom reuși să trecem peste perioada aceasta. Mulțumesc foarte mult și scuzați-mi emoții. Cinci, patru, trei, doi, unu. Mulțumim foarte mult. Sigur vom mai comunica. Sărbători fericite. Protejați-vă și hai să fim sănătoși. Sigur, 2021 e un an care ne va aduce la normalitate. Sărbători fericite și toate bune cu voi.
Thank you.
Bă, dă-mă!
Bună! Bună! Da. La Cipriana Lusica. Thank you.
Thank you.